Este admisă prietenia între băieți și fete doar ca amici? De ce e păcat sau de ce nu e păcat? Deci e absurd o prietenie ca amici, se leagă inima unul de celălalt și în general prematur. De multe ori planul Domnului nici pe departe, acum vreau să spun foarte clar, Domnul are un plan cu fiecare dintre noi. Domnul se implică în problema căsătoriei, dacă îl implic. Domnul vede și finalul vieții mele, de aceea El îmi dă un ajutor. Ajutorul potrivit e unul singur, un ajutor potrivit. Pentru că sunt atâtea stări tensionate și probleme, este pentru că nu s-au acționat cum trebuie și sub călăuzire. Deci, categoric, noi nu suntem de acord cu prietenii înainte de căsătorie sau nu am încă intenția de căsătorie, un adolescent, un tânăr, care încă nu mă gândesc și să am prietenă, să fiu prieten. Deci nu-i biblic. Între băieți și fete, prieteniile astea nu duc la bine. Nu duc la bine. Fete compromise, băieți compromiși,